Poliția rutieră din județul Iași va organiza mai multe patrule mobile pe drumul național 28, pe porțiunile cuprinse între Capăt Păcurar și localitatea Lețcani, în vederea diminuării accidentelor din zonă. Măsura a fost adoptată astăzi în Comisia de Circulație a județului. Prefectul de Iași, Marian Șerbescu, a precizat că până la sfârșitul lunii martie vor fi montate lămpi cu intensitate luminoasă ridicată în zona celor trei treceri de pietoni din Valea Lupului. Tot ca măsură suplimentară de siguranță vor fi montate semafoare în consolă care vor funcționa pe culoarea galben intermitent. Până la sfârșitul lunii martie, Direcția de Administrare a Drumurilor Naționale va monta benzi rezonatoare permanente la cele trei treceri de pietoni.